Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Viorica Jurcă și vă prezint știrile serii. Iată titlurile. Guvernul și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un consens privind semnarea unui acord fără precedent în septembrie. Acest program este cel mai mare și ambițios încheiat vreodată de Republica Moldova cu FMI. Câți bani urmează să ne ofere în următorii 3 ani FMI, aflați la știri. Executivul va aloca suplimentar 350 de milioane de lei pentru susținerea agricultorilor care au avut de suferit în urma secetei și grindinei. Mai multe frigidere speciale pentru păstrarea probelor COVID-19 au ajuns în laboratoarele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Ajutorul a fost oferit de Organizația Mondială a Sănătății. Noi am fost înțeleși, susținuți și până la urmă și ajutați. De astăzi, moldovenii au liber la litoralul din Bulgaria, dar asta numai dacă prezintă testul negativ la coronavirus. Astăzi au fost confirmate 367 de cazuri noi de COVID-19. Astfel, bilanțul persoanelor confirmate până acum cu noul coronavirus a ajuns la 23.521. Din numărul total de cazuri înregistrate astăzi, 19 sunt în rândul lucrătorilor medicali, printre care 7 medici. În același timp, 308 persoane au fost externate astăzi, iar cifra totală a pacienților vindecați a ajuns la 16.462, adică 7 din 10 infectați au învins până acum boala. De asemenea, au fost confirmate noi decese provocate de COVID-19. Cifra totală a victimelor, potrivit Ministerului Sănătății, a ajuns la 753. Aproape toți pacienții care au fost răpuși de noul coronavirus sufereau și de alte maladii. O donație importantă a ajuns la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Laboratoarele instituției vor fi dotate cu frigidere și distilatoare noi. Este vorba despre o donație oferită de Organizația Mondială a Sănătății în comun cu Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Scopul acesteia este de a consolida capacitățile fiecărui laborator din țară și urmează să fie distribuită în funcție de capacitățile fiecărei instituții. Cele 25 de frigidere speciale și 12 distilatoare de apă au fost aduse la ANSP și prezentate de conducătorul instituției, Nicolae Furtuna. Un proiect care se înscrie perfect în extinderea și fortificarea capacităților de laborator din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, inclusiv în pandemia COVID. 25 de frigidere pentru consumabile de laborator și 12 distilatoare. Noi am fost înțeleși, susținuți și până la urmă și ajutați. Viitorii beneficiari spun că aceste echipamente moderne le va permite să ofere cetățenilor servicii de calitate, dar în același timp vor putea deservi și un număr cu mult mai mare de oameni. Am conștientizat care este sarcina noastră și depunem toate eforturile ca să monitorizăm situația prin această infecție. Are mare importanță baza materială a direcțiilor de sănătate publică și mai mare importanță este baza materială a laboratoarelor. Suntem bucuroși și mulțumim celor care și-au dus aportul pentru a moderniza baza materială a laboratoarelor. Avem o necesitate în aceste laboratoare frigidere pentru păstrarea probelor biologice care sunt trimise la COVID, pentru păstrarea testelor care sunt într-o cantitate mai mare și deci trebuie să asigurăm condițiile de păstrare la temperaturile de frigidere a acestor reactive ca să asigurăm calitatea. Câte un distilator în fiecare raion și în fiecare laborator pentru a putea pregăti medii nutritive care sunt auxiliare pentru pregătirea reactivelor. Donatorii și-au exprimat acordul de a fi alături de țara noastră și mai departe în lupta cu noul tip de coronavirus. Ne vom mișca pe două direcții strategice mari. În primul rând, pe direcția de detectare precoce a fiecărui caz, testarea acestora, izolarea și acordarea asistenței medicale, dar și identificarea cât mai precoce a contactelor, izolarea acestora și, desigur, asigurarea unui management eficient a acestei situații. Și aceste echipamente, de fapt, vin să fortifice acele capacități care există la moment. În condițiile date, de fiecare dată am apreciat suportul care a venit din partea partenerilor de dezvoltare. Îmi exprim sinceră recunoștință pentru unul dintre cei mai durabili parteneri. Este vorba de Organizația Mondială a Sănătății, care în tot acest timp
a fost alături de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a fost alături de cetățenii Republicii Moldova prin expertiza care a fost oferită, dar și prin suportul viabil care a venit de fiecare dată. Tot în cadrul acestui proiect urmează să fie donate și 13 autoclave performante ce se vor utiliza pentru gestionarea deșeurilor medicale în rezultatul activității laboratoarelor. Centrele de tineret din țară vor fi mai sigure de acum încolo pentru angajați, dar și pentru vizitatori. Instituțiile au primit un lot de măști și soluții dezinfectante pentru o mai bună protecție împotriva coronavirusului. În total, în cele 44 de centre de tineret din țară vor ajunge donații în valoare de peste 133.000 de lei, oferite în cadrul unui proiect comun finanțat de Fondul ONU pentru Populație și Agenția Elvețiană de Cooperare și Dezvoltare. Toate echipamentele au ajuns în această dimineață în fața sediului guvernului, unde a avut loc evenimentul de prezentare a produselor. Lotul de donație presupune următoarele materiale de protecție personală pentru angajații centrelor de tineret. Termometre infraroșii, peste 45 de termometre, măști reutilizabile, peste 2400 de bucăți de măști, dezinfectant, peste 585 de litri, săpun lichid, peste 324 de litri și șervețele umede pentru necesitățile centrului, peste 600 de bucăți. Today's event is the recognition of efforts done by the youth centers and they own named them that there are 44 in different areas around within Moldova and today's event is to support the youth centers work and to ensure that the quality services is provided to young people. We know that young people are significantly impacted by the pandemic, and we hope that with these PPEs we will provide safe space for them and safe protective environment for all of them coming to youth centers. Iar ministrul educației Igor Șarov a precizat că donațiile din partea acestor parteneri nu se opresc aici. Am mai stabilit că până la începutul noului an școlar vor mai fi făcute donații din partea partenerilor noștri pentru elevii din școlile profesional-tehnice, din cei care nu au tehnică de calcul pentru a suplimini și acest gol. Am mai vorbit despre amenajarea unor spații în instituțiile de învățământ profesional-tehnic și din colegii în care vor fi făcute niște spații prietenoase de acum, pentru copil și recordate situații de moment. Primul lot cu echipamente de protecție a fost distribuit chiar astăzi în centrul de tineret din raionul Strășeni, iar restul consumabilelor vor fi livrate în următoarele instituții timp de 2 zile. Guvernul anunță că a ajuns la un consens cu Fondul Monetar Internațional privind un nou memorandum de finanțare pentru următorii 3 ani. Împrumutul de aproximativ 560 de milioane de dolari va fi încadrat într-un program fără precedent, spune premierul Ion Chicu. Potrivit lui, este vorba despre o sumă de 3 ori mai mare decât a avut-o guvernul în programul precedent de 4 ani. Acest program este cel mai mare și ambițios încheiat vreodată de Republica Moldova cu femeie. Programul are o componentă financiară de circa 558 milioane de dolari, care în proporție de circa 85% va fi orientată spre suportul bugetar și doar o mică sumă vor merge spre completarea rezervelor valutare ale Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit premierului, în programul pe 3 ani se menționează despre reformarea guvernanței bugetar-fiscale, financiare, lupta cu corupția, reforme structurale în economie, reformarea sistemului statistic. Executivul de la Chișinău urmează să implementeze mai multe condiții prealabile, inclusiv în privința independenței Băncii Naționale, supravegherii sectorului financiar și transparenței fiscale. Vorbim de sectorul financiar nebancar. Aici trebuie să venim cu reforme importante, să asigurăm o reglementare mai eficientă a acestui sector. Urmează ca până la 1 iulie 2023 microfinanțarea sau creditarea nebancară și asigurările să fie reglementate de Banca Națională a Moldovei. Bineînțeles că acest sector, după cum am spus, necesită o reformare totală și o curățare, dacă chiar îmi permiteți. Un alt compartiment este îmbunătățirea mediului de afaceri și asigurarea concurenței pe piață. La acest capitol, printr-o reformă ambițioasă, urmează să treacă întreprinderile de stat și sectorul energetic. Proiectul memorandumului prevede și măsuri pentru consolidarea statului de drept. Pentru prima dată,
În așa măsură, în programul CFMI este inclus și compartimentul consolidarea statului de drept și combaterea corupției. Sunt incluse mai multe reforme, mai multe acțiuni care vor contribui la acest obiectiv de consolidarea statului de drept. Astfel, șeful cabinetului de ministri a accentuat că realizarea cu succes a noului program cu FMI presupune un efort comun al autorităților și forțelor politice din țară. Dacă unele partide vor privi lucrurile exclusiv prin prisma intereselor politice, intereselor de partid, mare succes în implementarea acestui program nu va fi. De ce eu fac un apel din numele colegilor mei de la guvern, din numele colegilor de la Banca Națională și altor structuri ale statului, mă adresez partidelor politice responsabile să acorde tot suportul pentru implementarea acestui program foarte ambițios de reforme. Sper că în această perioadă de campanie electorală care deja s-a început în Republica Moldova, forțele politice se vor axa pe interesul țării și vor susține Guvernul și Banca Națională în implementarea acestor acțiuni preliminare. Noul program cu FMI urmează să fie aprobat în luna septembrie de către Consiliul de Directori al Fondului Monetar Internațional. Și tot guvernul anunță că va aloca suplimentar 350 de milioane de lei pentru susținerea agricultorilor care au avut de suferit în urma secetei hidrologice și a ploilor cu grindină din acest an. Ajutorul va constitui peste 1000 de lei la hectar. În acest context, premierul Ion Chicu le-a cerut fermierilor să nu se lase manipulați de forțele politice în scopuri electorale, dar să aștepte ajutorul din partea statului. Potrivit șefului cabinetului de ministri, la prima etapă executivul a alocat 100 de milioane de lei prin fondul de subvenționare pentru a acoperi parțial pierderile agricultorilor. Compensația parțială a pierderilor va fi oferită pentru acele circa 180 de mii de hectare semenate cu cereale de prima grupă, afectate în proporție mai mult de 60%, dar și cele 19 mii reînsămânțate. De asemenea, din aceste 100 de milioane de lei vom acoperi parțial și prejudiciile pentru agricultorii care au suferit în urma ploilor cu grindină. Premierul Ion Chicu a spus că suplimentar din fondul de intervenție al guvernului vor fi alocate alte 100 de milioane de lei pentru a dubla sumele oferite fermierilor în calitate de suport financiar. Guvernul urmează să aprobe miercuri regulamentul de repartizare a banilor. Pentru un hectar resămânțat, în final vom avea 1080 de lei, pentru un hectar grâu de toamnă 1000 de lei, pentru un hectar orz de toamnă 1020 de lei, pentru rapiță de toamnă 1400 de lei. Totodată Ion Chicu a tras atenția că lipsa de precipitații din lunile mai-iunie 2020 a compromis și cerealele de grupa a doua. După evaluarea pierderilor, guvernul urmează să mai aloce 100 de milioane de lei pentru compensarea lor. Pentru compensarea parțială a pierderilor suferite de agricultori în urma secetei și grindinii, guvernul alocă la această etapă 300 de milioane de lei. Iar împreună cu creșterea de 50 de milioane de lei din ianuarie 2020, suma constituie 350 de milioane de lei, efort financiar al societății, al guvernului pentru a acorda ajutor agriculturii. Și aceasta în condițiile unei crize pandemice și economice semnificative, când deficitul bugetului public național depășește 17 miliarde de lei. Șeful cabinetului de ministri a amintit că executivul a venit și cu alte măsuri menite să ajute agricultorii. Este vorba despre eliminarea impedimentelor din irigarea agricolă, accesul fermierilor la sursele subterane de apă, subvenționarea 100% din dobânda la credite, aplicarea programului de rambursare a TVA estimativ, în rezultatul căruia 200 de milioane de lei vor reveni în ramura agricolă. Am majorat compensația sau subvenția din partea statului a primei de asigurare de la 50% la 70%. Și în acest context vreau să mă adresez agricultorilor să facă uz de acest instrument de asigurare, pentru că aceasta este cea mai potrivită cale de a-ți repara prejudiciile în cazuri de risc, în cazuri de cataclisme naturale. Potrivit lui Ion Chicu, suportul total al statului pentru domeniul agricol se ridică în acest an la peste 1,6 miliarde de lei. Vorbim de un suport suplimentar față de anul trecut de circa 650 de milioane de lei. Împreună cu acel miliard care constituie fondul de subvenționare în agricultură în acest an, putem vorbi că în sectorul agricol în acest an vor fi alocate în jur de 1,65 miliarde lei.
Astfel, șeful executivului a accentuat că autoritățile fac tot posibilul pentru a-i susține pe producători și le-a cerut acestora să nu se lase manipulați de unele forțe politice. Stimați reprezentanți acestui sector, nu permiteți lăcustei politice să intre în sectorul dumneavoastră. Aveți o experiență foarte mare în interacțiunea cu diferite guverne și autoritățile statului. Dacă o să se bage politicani în acest sector, nu are cum ramura să înflorească. Guvernul vine cu măsuri suficiente la această etapă pentru a acorda suport. Atunci când vom avea rezultatele evaluării pierderilor pentru grupa a doua, și atunci vom veni cu suport suplimentar. Ion Chicu s-a referit la un protest al fermierilor din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, la care au fost observați mai mulți deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate. Protestatarii au blocat traseul Chișinău-Ștefan Vodă. Blocarea traseilor este acțiune ilegală. Nu vă lăsați ademeniți și instigați de politicieni irresponsabili care au unicul scop să acceadă la putere, nu să vă ajute dumneavoastră. Și probabil veți fi de acord cu mine că atunci când blocați traseele, afectați alți agenți economici din alte sectoare, iar prin aceasta și posibilitatea guvernului de a vă ajuta dumneavoastră. Atenționez că asemenea manifestări a opiniei dumneavoastră vă prejudicează în primul rând pe dumneavoastră. Vă chem la înțelegere și la dialog. În acest an, culturile de toamnă au fost semănate pe 415.000 de hectare, din care 215 au fost compromise, în proporție de la 25% la 100%. Producția globală de grâu este de 600-650.000 de tone, consumul intern fiind de 350.000 de tone pe an. Posturile sanitare temporare, colaborarea bancară și cea în telecomunicații au fost câteva din subiectele discuției purtate de șeful statului Igor Dodon cu liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Întrevederea bilaterală a fost urmată de o întrunire în format lărgit al grupurilor de lucru de pe cele două maluri ale Nistrului. Potrivit președintelui țării, primul subiect de pe agenda discuțiilor a fost instituirea posturilor sanitare temporare la granița administrativă. Igor Dodon a dat asigurări că această problemă va fi soluționată. Последние недели плодотворного диалога между мной и Вадимом Николаевичем Красносельским нам удалось этот вопрос частично решить, и будет решаться и дальше, для того, чтобы жители Республики Молдова и жители Приднестровского региона могли более свободно перемещаться. Те временные санитарные посты, коих было в начале 31, на сегодняшний день их осталось 11, они служат для того, чтобы препятствовать гражданам перемещаться по той или иной территории, а чтобы не было распространения бесконтрольного коронавирусной инфекции. Это проблема. Мы с этой проблемой столкнулись вместе, как и весь мир. По мере именно ослабления распространения коронавирусной инфекции на территориях, данные посты, конечно, будут ликвидированы. Cei doi interlocutori au vorbit și despre cooperarea bancară. Este vorba despre deschiderea conturilor și asigurarea mai multor operațiuni bancare. Pentru soluționarea problemei urmează să se întrunească grupurile de lucru specializate. De asemenea, pe agenda discuțiilor a fost și subiectul telecomunicațiilor. Președintele țării a accentuat că există aspecte tehnice care trebuie să fie discutate de experții în domeniu de la Chișinău și Tiraspol. Igor Dodon și Vadim Krasnoselski au vorbit și despre lansarea unei linii de troleibuz Varnița-Bender. Este principal решение по поводу троллейбусной линии, потому что вместе с нашими зарубежными партнерами будет двигаться довольно быстро в этом направлении. Șeful statului a calificat întrevederea drept una productivă și a menționat că un astfel de dialog va fi menținut în continuare. Я думаю, что этот диалог очень важен. Это хороший сигнал для жителей и левого, и правого берега. Я уверен, что наши граждане хотят, чтобы был такой диалог. Я хочу вас заверить, уважаемые сограждане, дорогие друзья, что мы будем делать все возможное, чтобы жители и левого, и правого берега сталкивались с меньшими проблемами, ну, социальными, экономическими. Igor Dodon și Vadim Krasnoselski s-au întâlnit pentru a șaptea oară. Prima întrevedere a avut loc în ianuarie 2017.
Municipalitatea a început verificarea blocurilor avariate din centrul capitalei, în special a celor mai vechi de 60 de ani. Acestea sunt evaluate de experți, după care Primăria Chișinău va elabora un raport. Majoritatea locatarilor spun că starea clădirilor este jalnică. Pe de altă parte, recunosc că, deși blocurile sunt administrate de asociații, până acum n-au prea contribuit la întreținerea lor. Cele mai multe construcții avariate sunt în centrul istoric al Chișinăului. Acest bloc de pe Bulevardul Ștefan cel Mare 126 a fost construit în anii 50 ai secolului trecut, iar de atunci nu au mai fost efectuate lucrări capitale. Chiar dacă situația este una deplorabilă, locatarii spun că nu prea și-au unit forțele pentru a întreține clădirea. Если брать эстетическую составляющую, то, ну, сами видите, как бы все сыпется. Плюс к тому дом очень-очень-очень старый, как бы. Бывают такие случаи, что нередко даже, что вот осыпается фасад и падает с балконов, как бы даже куски бывают там на машину. Вы сделали вот, например, что-то в подъезде, не знаю, покрасили что-то? Нет, нет. А почему? Ну, опять же говорю, одному это довольно-таки сложно делать, а ну, в нашем подъезде никто особо не заинтересован. То есть элементарно говорю, даже в уборке. Единственное, что я делал, это вот убирался. Вы старались вот как-то, не знаю, собственными силами что-то сделать? Что-то... Вы что, это собственными силами? Да вы что? Și locatarii unui alt bloc de pe artera principală din oraș se plâng că deja au apărut fisuri grave. Ei spun că au încercat să intervină cu mici lucrări, dar ce ține de fațadă sunt neputincioși și mizează pe ajutorul autorităților. Возможности я это самое участвовала. Ремонт подъезда. Вот мы сделали несколько лет назад ремонт подъезда. Так что внутри у нас довольно чисто. А вот снаружи фасад не очень. Как-то к нам приходили, нам оценили, я не помню, пару лет назад. Но это было неподъемно, потому что очень было дорого. И мы все надеемся на власти города. Вот, очень большая надежда, тем более последнее время, особенно последний год, видно, что в городе многое делается. Мы делаем вокруг своего балкона, если мы что-то можем в состоянии. Больше мы не можем, потому что это все стоит деньги. Народ не в состоянии, потому что они все пенсионеры, все в возрасте уже не могут делать. Мы писали, писали, обещали. Обещали, много раз обещали, что займутся этим вопросом. O sesizare a fost depusă și de artistul Cristofor Alda Teodorovici. Prin 2017-2018, exact în ziua cumpărării, noi tocmai ciocneam paharele și a început să curgă podul, dar a început să curgă, suntem la ultimul etaj, atât de tare încât probabil era luna ianuarie-februarie, am strâns vreo 40 de căldări. Eu am fost la primărie, am încercat să mă zbat pentru ca să primăria să ne ajute să refacem podul. Era vreun an și ceva în urmă, era încă conducerea veche. Am zis, da, mai dă-l încolo de Teodorovici. Artistul spune că are mari speranțe că actuala conducere va interveni. Văd că s-a intervenit la 132 și la acest bloc. Văd că fațada aici s-a refăcut. Și sper că actuala conducere, deja am văzut că are o afinitate pentru artiști și noi acum avem cu Valentin Boghean, Alex Calancea, niște întrebări referitor la sălile de repetiții la primărie și primăria a fost cu brațele deschise. Și eu sper din tot sufletul că primăria va fi și de data asta, va iniția poate un proiect, poate găsim împreună, pot să mă implic și eu, să găsim finanțare străină. Fiecare pretură a trimis deja o listă cu procesele verbale întocmite în urma evaluării. Cele mai multe s-au efectuat în sectorul centru, 42 la număr. La blocurile locative care suntem chiar și la moment, că sunt deteriorate al mai mult la fasadă, după cum vedeți, elementele decorative. Balustradele la acoperiș și elementele decorative de pe fasadă prezintă pericol. La Ștefan cel Mare 3 putem menționa că palierul de la intrare în scară este desprins de la bloc. Multe elemente care prezentau pericol au fost demontate. Va fi necesar să fie efectuat un deviz de cheltuieli a celor lucrări necesare de efectuat și eventual urmează a fi programat în buget. În prezent nu putem să venim cu o cifră evaluată care ar fi suma necesară pentru intervenție.
Autoritățile așteaptă să vină cu o contribuție și asociațiile care gestionează blocurile. În prezent a fost creat și un grup de lucru pentru inventarierea stării lifturilor. Un nou pasaj subteran din sectorul botanic al capitalei a intrat de astăzi în reparație. Este vorba despre trecerea de la intersecția Bulevardului Dacia cu strada Taylor. Reprezentanții companiei finanțatoare promit că în maximum 3 luni oamenii se vor putea bucura de un pasaj modern, bine iluminat, pereți curați și scări accesibile. Modernizarea pasajului este făcută cu ajutorul unui agent economic din sector care a venit în susținerea primăriei. Срок сдачи объекта примерно 90 дней. Мы планируем в ноябре 2020 года сдать в эксплуатацию. Значит, стоимость этого проекта оценивается где-то в 4,5-5 миллионов лев. Полностью будет освещен, он будет соответствовать всем, скажем так, мировым стандартам. Мы сделаем его, скажем так, по последнему крику моды. То есть ребята, люди смогут пользоваться им во благо города. Cel mai mult s-au bucurat de această veste locuitorii din zonă care erau nevoiți aproape tot timpul să traverseze bulevardul neregulamentar. Mirosul insuportabil, oamenii străzii și mizeria care persista de ani buni îi făceau mereu să ocolească această trecere. Chiar de mult era nevoie, pentru că de fiecare dată se apela la poliție din cauza că locuiau boschetare acolo, era un miros insuportabil, trebuie să treci bandele astea de circulație care erau interzis cu copilul, era groaznic. Așa se fac în continuare, să facă bine pentru cetățeni, să ne dezvoltăm, să trăim ca în nivel european. Mă folosesc de subterana asta aproape de la ființarea ei. În ultimul timp ea s-a transformat într-un loc unde s-aruncă gunoi, unde își fac nevoile vitale oamenii străzi. Arată într-o stare deplorabilă și noi de obicei ne punem viața în pericol traversând strada pe din afară, pentru că de multe ori nu este nici lumină. Bravo că s-a apucat de lucru. Asta... Браво, когда мы с Ань, мул с Аньками, где мул тебе свак. Положительно. Давно было пора. Там безобразие, конечно, было большое. Вплоть до того, что люди позвоночники ломали здесь зимой, падая на этих ступеньках. Надеюсь, что теперь все будет по-другому. În sectorul botanic al capitalei se află în reparație și pasajul subteran de la Spitalul Municipal numărul 1. În total, în capitală sunt 20 de pasaje subterane. În Chișinău continuă evacuarea gheretelor amplasate ilegal. Astăzi, muncitorii au demontat un chioșc din strada Nicolae Dimo. Pretura sectorului Râșcani spune că actele permisive erau expirate, iar ghereta era nefuncțională. Данная торговая точка была перенесена на адрес Димо 15/1 вследствие реконструкции Олега Руссо. Но эта точка так не возобновила свою деятельность, и последние 4 года она стояла в неработающем состоянии. Данный киоск находился по данному адресу без легальных документов на расположение. Наша цель – очистить город от незаконных строений, киосков, чтобы мы в дальнейшем могли начать благоустройство района. Autoritățile spun că astfel de acțiuni au loc săptămânal, uneori timp de o zi pot fi evacuate și peste 10 gherete. Oamenii care locuiesc în preajmă spun că unitatea de comerț era dată uitării, iar fiind evacuată nu va mai înrăutăți aspectul estetic al zonei. Unii au recunoscut că nici nu mai procură nimic din astfel de locuri. Это ужасно. А если она старая, дряхлая, никому не нужна, естественно, ее надо убрать, она некрасиво стоит. Еще мой бинок, мой бинок для трекова, за Димерс. De la începutul anului, în sectorul Râșcani, au fost evacuate aproximativ 60 de gherete. Menționăm că anterior, după finalizarea procesului de inventariere a gheretelor, garajelor, panourilor publicitare, șurelor și construcțiilor ilegale desfășurate la nivelul fiecărui sector, primarul general Ion Ceban a dispus inițierea procesului de evacuare a acestora de pe străzile capitalei. A început etapa a doua a lucrărilor de curățare a albiei râului Bâc. Muncitorii intervin de astăzi în perimetrul străzilor Petru Rare și Mihai Viteazul pentru o lungime de 1 km. Pentru a spori viteza de scurgere a apei, albia râului va fi adâncită cu 1 m, iar crengile și copacii căzuți în râu vor fi scoși de muncitori. Amintim că lucrările de curățare a râului Bâc au început acum 2 săptămâni, iar din perimetrul străzilor Petru Rare și Feredăului au fost deja evacuate aproximativ 8.000 de tone de nămol. Conform proiectului elaborat de Institutul
Institutul de Proiectare a Sistemelor de Gospodărire Apelor. Curățarea râului Bâc este executată de un antreprenor desemnat în urma unui concurs. Costul lucrărilor este de 3,5 milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal. Autoritățile menționează că după efectuarea intervențiilor va crește capacitatea de scurgere în cazul fluxurilor mari de apă și respectiv va fi evitată inundarea străzii Albișoara în zona podului din preajma Circului. O auto specială și echipamente moderne de intervenție pentru pompierii din țara noastră. Donația a fost făcută de autoritățile din Qatar. Valoarea tuturor echipamentelor oferite este de aproximativ 56.500 de dolari. Avem generator, avem 40 de cizme, destul de bune, destul de bune. Aici au în cazul care ne protejează de zbii. Lotul este destinat Inspectoratului General pentru situații de urgență și este compus din motopompe, stingătoare, furtunuri pentru stingerea incendiilor, forfece hidraulice, echipament de protecție, dar și o auto specială de intervenție. Mașină de intervenție la incendiu, deci ea imediat va merge și va fi amplasată la Leușeni, la postul de pompieri salvatori Leușeni, de fapt un post foarte important pentru Republica Moldova. Al doilea secretar al ambasadei statului Qatar în Moldova, prezent la eveniment, a reiterat importanța cooperării cu țara noastră. Statul Qatar dorează această mașină specială cu echipamente aferente, cu mai multe echipamente pentru sprijinul pentru situații excepționale. Bineînțeles, dorim ca această donație undeva să fie de folos. Vreau să-mi exprim gratitudinea și respectul pentru eforturile depuse în oferirea acestei autospeciale, care urmează să completeze servantul pompierilor și salvatorilor, precum și pentru tehnica oferită, care este atât de necesară misiunilor de intervenție. Reprezintă o bună oportunitate de înregistrare a progreselor în domeniul afacerilor interne. Echipamentele donate urmează să fie distribuite în subdiviziunile IGSU în funcție de necesități. Tragedia la Ialoveni, un tânăr de 20 de ani care conducea o motocicletă, nu s-a încadrat într-o curbă și a intrat în viteză într-un camion care se deplasa regulamentar. Tânărul motociclist a murit pe loc. Detalii despre alte anchete inițiate de polițiști aflați în grupajul știrilor pe scurt. Proprietarul unui apartament de pe șoseaua Muncești din capitală a fost găsit mort în propria locuință. El a fost înjunghiat de un amic de pahar cu care a chefuit într-o seară. Corpul neînsuflețit nu a fost găsit însă imediat. Poliția a fost sesizată la câteva zile de locatarii blocului care au simțit un miros neplăcut. În urma măsurilor întreprinse, ofițerii Inspectoratului Botanic au reținut un bărbat în vârstă de 45 de ani care acum este cercetat pentru omor. И что сделал? Я чисто защищал, чтобы... Что сделал? И пырнул его два раза, три полностью. А где? На кухню. Ой, кажется, в живот пару раз и там еще куда-то. А нож откуда взял? С кухни. С кухни? Это когда произошло? Днем, ночью? Ну, под вечер. După ce l-a înjunghiat mortal pe amicul său de pahar, suspectul a părăsit locuința, iar cheile le-a aruncat. Medicii legiști au stabilit 4 plăgi în regiunea cutiei toracice a victimei. Polițiștii susțin că omorul a fost comis în urma unui conflict care a apărut între victimă și bănuit. În cadrul audierilor, suspectul și-a recunoscut vina. Individul a fost plasat în arest pentru 30 de zile, iar pentru omor riscă până la 15 ani de pușcărie. Membrii unei grupări criminale au sustras de la o întreprindere din Germania 2 tone de ulei de pin, care urma să ajungă ilegal în Republica Moldova. Rețeaua intenționa să vândă marfa unei companii producătoare de cosmetice din țară, utilizând acte false de proveniență. Planurile infractorilor au fost date însă peste cap de oamenii legii. Polițiștii au identificat locul și timpul introducerii mărfii prin contrabandă și a tranzacției de vânzare-cumpărare a uleiului de pin, astfel bănuiții fiind reținuți în flagrant. În urma perchezițiilor efectuate în automobilele și la domiciliile suspecților a fost găsiți 300 de litri de ulei de pin în valoare de 700.000 de lei. A fost depistată de asemenea arme și muniții păstrate ilegal. Persoanele suspecte riscă până la 10 ani de închisoare. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații împreună cu colegii din Germania cercetează cazul pentru a găsi și alți membri ai grupării.
Un cuplu din Moldova, ambii funcționari de stat, au organizat timp de 3 ani o rețea de obținere ilegală a cetățeniei Ucrainei. Clienții celor doi soți erau moldoveni și cetățeni din Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, Afganistan și Siria. Un singur act era oferit contra unei sume care varia între 2 și 3.000 de euro. Rețeaua a fost deconspirată de ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane și procurorii pentru cauze speciale. Gruparea era condusă de cei doi soți, unul fiind originar din Ucraina. Aceștia sunt angajații Agenției Servicii Publice și Serviciului Vamal. Din rețea mai făceau parte și 4 cetățeni ucraineni. În una dintre ultimele anchete s-a stabilit că beneficiari sunt cetățeni moldoveni care aveau drept scop libera circulație în Uniunea Europeană. Solicitanții aveau antecedente penale și erau dați în urmărire internațională. Pe teritoriul Moldovei, în total, au fost organizate 17 percheziții. În același timp, autoritățile Ucrainei au efectuat 24 de percheziții la domiciliile persoanelor suspecte în Cernăuți și Vinița. Suspecții riscă până la 7 ani de pușcărie. Un infractor a fost reținut de polițiștii de frontieră la scurt timp după ce a fost dat în urmărire națională. Delinventul a fost prins într-o casă părăsită din orașul Edineț, acolo unde se ascundea de ceva timp. Pe numele acestuia era pornită o cauză penală pentru trecerea ilegală a frontierei în anul 2018. Totodată există informația că persoana nu este la prima sa abatere de la lege, aceasta figurând cu antecedente penale. Bărbatul de 46 de ani a fost escortat la judecătoria Edineț, sediul Ocnița, în vederea tragerii la răspundere. A început admiterea în universitățile din țară. Din cauza pandemiei, tinerii sunt îndemnați să-și depună dosarele online, iar cei care vor să-și prezinte actele personal trebuie să se programeze. Prezența fizică a candidaților la statutul de student este obligatorie însă în universitățile care au instituit probe de admitere, cum a fost, de exemplu, astăzi la UTM. Măștile și păstrarea distanței fizice au fost obligatorii. Cei mai mulți tineri salută depunerea actelor de la distanță, însă prezența fizică este totuși necesară în cazul în care ai ales o facultate unde admiterea se face și în baza unor teste. Unele universități și-au rezervat acest drept în condițiile în care în acest an liceenii nu au susținut bacalaureatul. Cu emoții, dar sigur pe ei, mulți elevi au venit însoțiți de cei apropiați care le-au dat curaj în acest moment important al vieții. Suntem într-o dispoziție foarte bună, pentru că feciorul deja trebuie să meargă la universitate. Astăzi este prima зі, а вони дорс не інтересем. Все в нормі. Как говорится, продолжение традиции. Я из этого здания вышел в 93-м, вот дочь привел в 2020. Din motive de precauție, în instituții sunt acceptați doar elevii absolvenți, iar părinții așteaptă cu nerăbdare afară. Doar în cazuri excepționale este permis intrarea părinților în universitate. Rest, elevii depun fără părinți. Tinerii sunt optimiști și sunt siguri pe forțele proprii, deoarece înțeleg foarte bine că de rezultatele testelor depinde viitorul lor. Настроение отличное, сейчас экзамен буду писать, все очень хорошо. Pentru depunerea dosarelor de admitere sunt oferite 10 zile. Începem procesarea acestor dosare, finalizarea procesului de admitere, au început și probele de aptitudine la cele programe de studii care presupun aceste probe și va dura această procedură de depunere a actelor online până pe data de 4 august. Anul trecut la UTM au fost 234 de locuri finanțate de stat, în acest an cifra a crescut cu 103. Chiar și așa, lupta rămâne una destul de acerbă. În acest an noi avem 1337 de locuri cu finanțare bugetară și 20 la frecvență redusă, de asemenea cu finanțare bugetară, și avem 600 de locuri pentru studii de masterat. Dacă să raportăm la numărul total de locuri, de exemplu, pentru licență, 5.000 per republică, 25% revin Universității Tehnice a Moldovei. Deci fiecare al patrulea loc cu finanțare bugetară revine domeniul ingineriilor, tehnologiilor, arhitecturii, designului. Rezultatele privind admiterea în universități vor fi anunțate în data de 20 august. În grupele unde vor studia mai mult de 15 studenți va fi folosit așa zisul sistem hibrid. Jumătate va învăța de acasă, iar cealaltă în sălile universităților, după care are loc inversarea. Acest proces va fi aplicat până când situația epidemiologică din țară se va îmbunătăți. Final de jurnal, la ora 21, urmăriți buletinul în limba rusă. Vă reamintesc că știrile noastre pot fi accesate și pe paginile Primul în Moldova, de pe rețelele de socializare. O seară liniștită să aveți, toate bune!